Echipa feminină de polo Steaua București a cucerit al cincilea titlu de campioană națională. La capătul ultimului turneu care a avut loc în bazinul din complexul sportiv Steaua, elevele lui Ionuț Cismaru, Eugen Georgescu și Andrei Stoicuț s-au clasat pe prima poziție, depășindu-și clar adversarele de la Rapid, Dinamo și CSM Târgu Mureș. Mai mult, trei dintre cele patru premii individuale au revenit reprezentanților clubului nostru. Ana Șerbănescu, golgheterul competiției cu 117 reușite. Este unul din cele mai frumoase lucruri pe care le-am trăit ca și sportiv și înseamnă foarte mult pentru noi pentru că ne-am dorit foarte mult și am muncit extrem de mult pentru asta. Se văd și urmele acestei mari dorințe. În primul meci al acestui ultim turneu cu Dinamo am primit un cot în față și s-a întâmplat. E prima vânătaie de acest gen sau ai mai avut și altele? Nu, am mai avut și altele. La primul meci cu Rapid mi-am ciobit și un dinte, dar am fost să-l fac. Puțin, dar se simte violența de la acest sport. Briana Mihailă, cel mai tehnic jucător. Pentru mine este o mândrie și prin muncă și devotament, cu siguranță reușește oricine. Este o mare bucurie, este o onoare în același timp. Ne mândrim cu titlul ăsta și sper să fie cât mai multe și pe viitor. Ionuț Cismaru, cel mai bun antrenor. Pentru mine personal este un primul titlu la senioare, la polo feminin și este un titlu foarte important. Din punctul meu de vedere am fost superior celorlalte echipe, deoarece am avut un staff, începând cu masări, cu recuperare, cei din club, am primit tot timpul sprijinul, am fost o echipă. Acesta cred că a fost în primul rând atoul nostru. Pentru fetele de la Steaua urmează la sfârșitul acestei săptămâni turneul final al Cupei României la Focșani. Wow, ce se întâmplă acolo?